Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Summitul european de ieri din Moldova, de la Bulboaca. Unde a vorbit Iohannis. Da, unde a zis o paia puțin Iohannis. Mult. Da. Domnul președinte, da. Apropo, acolo la Bulboaca e Castel Mimi. Castel... Eu cu Luca am fost. A fost la Castel Mimi? Am fost la Castel Mimi. Este absolut senzațional. E foarte frumos. Povestește despre Castel Mimi. Castel Mimi e foarte frumos. E un loc foarte fancy. Înconjurat de drumuri proaste și nămoale. Că ei sunt cum eram noi acum... Mulți ani. Nu foarte. 20, să zic. Deci infrastructură foarte proastă în Republică. Toate podgorile și cramele astea sunt însă foarte bine puse la punct și sunt practic punctul lor principal de atracție al moldovenilor. Din punctul meu de vedere, nu cred că mai există altceva peste cramele de... Aia e o clădire pe care comuniștii au încercat să o distrugă în toate formele ei și au adăugat lucruri, au zidit, practic, au mai făcut o clădire peste clădirea respectivă acolo. Și pe care, mă rog, niște băieți cu niște bănuți au transformat-o acum într-un castel foarte vechi. Știu că a fost reconstruită, rearanjată, arată foarte bine, este un castel de inspirație franțuzească, făcut de un politician basarabean. Local, la 1900. Exact. Pe care îl chema Constantin Mimi. Și om a fost primul vinificator cu studii al moldovenilor, al basarabenilor la vremea respectivă, cu studii la Montpellier, în Franța. Și a venit și a vrut să facă și în Moldova vinificație ca francezii. În pivniță, pivnița are capacitate de 300.000 de litri de vin. Iar vinurile de la Castel Mimi, acum sper să nu-mi considere cineva că fac reclamă, sunt foarte bune. Sunt lucrate foarte, foarte bine. Și multe vinuri basarabene sunt foarte bine. Așa este, da. Și sunt atenți la detalii acolo. Da, hai că chiar intru în partea comercială și nu vreau să fac asta. Voiam numai să vorbim despre meniul care a fost oferit participanților la summit ieri. Domnului președinte. Și colegilor lui președinții. Da. Deci au avut așa, fiți atenți, țineți-vă bine. Sărmăluțe cu umplutură de legume călite în stil moldovenesc, acoperite cu glazură de vin din soiul saperavi și cu smântână afumată. Aici ne despărțim la... Deci umplutură, de... la umplutură ne despărțim. Shopping-ul a fost în regulă, dar de ce smântânica afumată? Vegane, adică... Păi pentru că au cărniță în altă parte. Au avut, eu zic tot, părând. Deci, roata norocului, tocăniță de vinete și roșii proaspăt tăiate, presărată cu pudră de vin din soiul rară neagră și usturoi negru. Iarăși n-avem carne, mai departe. A, asta e problema? Da. Bine, păi atunci fii atent. E un mușchiuleț de miel în stil moldovenesc cu frunze de varză, coloana infinitului din morcov și țelină, sos glazurat de struguri din soiul saperavi, sos de hrib cu ulei, ceapă verde și un buchet de ierburi cu flori de sezon și hrean. Da. Pentru vegetarian, păstrăv de fag. Adică pleurotus juli, nu? Așa îi zice, păstrăv de frag în stil moldovenesc. Sturion în stil moldovenesc. Rulouri de cartofi. Sturionul tot de vegan sau... Sturionul este de vegan care mănâncă pește. Okay. Rulouri de cartofi umplut cu zacuscă făcută ca la Bulboaca, presărat cu boia afumată și cu semințe de floarea soarelui și arpagic verde. A ținut zacuscă și la ăștia până acum? Băi, ce se întâmplă? Iartă-mă. Dar în meniurile astea e și multă prosteană. Eu am pățit. Ai fost la summit? Nu. Am fost la ăștia la cărciumă, am mâncat, e bine în general. Dar am pățit la multe de-astea fancy, citești o descriere de-asta și te iau transpirațiile rece, adică nu știi cu care să încep, să nu știu ce. Și pe urmă, zinea zacusca e sub zacusca din boxă, da? Și presară pe de-a, dar sună fancy. Mai zi o dată pe aia cu cartoful umplut. Stai un puțin, că ai mâncat acolo la castel și ai mâncat bine. Da, nu, n-are asta a face. Eu zic strict de... descrierea acestui preparat, te rog, Vlad. Rulouri de cartof umplut cu zacuscă făcută ca la Bulboaca, presărat cu boia afumată și cu semințe de floarea soarelui și arpagic verde. Da, vezi, sună fancy, dar de fapt sunt semințe de floarea soarelui de alea de care mănâncă lumea pe stadion. Nu se mai mănâncă semințe zacuscă pe stadion. Zacuscă din boxă, de la Bulboaca, dar unde se face fix la fel ca peste tot. Cartof și hai noroc. Dar nu te mire că și ăștia mai au zacuscă în afară de tine? Toată lumea are zacuscă. La desert, tradiționala babă neagră cu înghețată din vin din soiul Merlot, alături de un sos de vanilie, jeleu din suc de struguri și un ice wine Riesling din anul 2018. Da. Aici mai... Nu te bagi. Ba da, n-ai treabă. Bucătarii oficiale evenimentului care l-au dezamăgit însă pe Luca sunt Vadim Surachi, bucătar șef al castelului Mimi, și românul șef Alex Petrician. Trebuie sănătoși. Da. Ar trebui să învățați să gătiți ceva. Serios. Nu e în ordine. Niște cârnat
trandafir. Exact, să punem carne în sarmă. Cum să scoți carne din sarmă? Că exact. E dincolo, auzi. Noi am mâncat sarmale atunci, e adevărat că nu la Mimi, dar legumele alea aveau urât la noi, adică... Ce aveau? Erau de porc. Cumva. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.